Bun găsit, prieten, Mihai Stepanov. Am observat ceva interesant la MyCash Bar. În special, uitați-vă. Când avem programul pornit și observați așa ceva, de trecut un test, trebuie apăsat pe butonul acesta. Deci de cel mai multe butoane, 7, diferite culori. Deci programa dată ne verifică dacă noi suntem în fața calculatorului. Deci când apare așa ceva, programa se oprește și nu ni se dă puncte. De ce? Periodic uitați-vă când apare așa ceva, adică asta ca un fel de verificare că noi suntem în fața calculatorului. Și deci aici trebuie să fie reclamă tot timpul. Dacă noi nu suntem față calculatorul, în timpul ăsta nu se dau puncte. De ce? Când vedeți așa ceva, aici apăsați pe butonul acesta. Și vedeți, el se pornește. Căci dacă de intrat pe site, eu am observat că apar pauze și nu știam de ce. Și când s-a apăsat pe ce, el continuă și se adună punctele. Deci, total, cum vedeți, la momentul dat când fac video, am 1726 de puncte, din care eu personal am făcut 1063, 20 de puncte din bonus. Deci bonus, cum am spus, tot așa, aici apare, pe fond albastru scrie bonus și trebuie să apăsați, trebuie să uitați atent ce mai apare aici. Când apare, deci mie mă apare cam în același timp. Mă apare, vedeți, 22 a fost până la ora 18.56, pe 23 azi la 18.29 și 10.10, nu e așa mult. Depinde, de la 10 până la 10.000. Pe regulă, uitați, cred că am așa ceva câștigă. 10, 40. Deci, mai mult câștigă din aceea că programa e în lucru, că el lucrează, vedeți eu. În 3 zile, 1000 de puncte. De la referal, am 12 referal, îți primește în 2 nivel până când 9 în primul nivel și 3 între a doilea. Și tot se vede că referal și 33 de puncte, ca bonus deja, nu la deși o scăzut, dar compania de deasupra. Deci pentru asta nu vă temeți să invitați, că nu îi luați pe la ei, pur și simplu compania, marketing, calculat de dat din start, că primiți atâta. Și dacă intrăm la referral, o să vedem cam cât sunt activi, de pildă. Deci sunt unii care s-au înregistrat, de exemplu, el ieri s-a înregistrat și am un punct ceva. El s-a înregistrat și nu lucrează. Deci cine nu înțelege, ori nu știe, programa tot timpul trebuie să fie activă. Pornită, deci. Aici tot așa unul nu e activ. Se vede că pe 21 s-au înregistrat de pe ele 5. Din ei undeva 1, 2, 3 poate să mai activ. Depinde deja cât timp fiecare are posibilitatea să țină calculatorul deschis. Deja alții s-au mai înregistrat, deci așa până când 1, 2, 3, 4, 5, 6 activ din prima linie. Aș spun eu nivelul 2. Tot am 20%, dar aici uitați, este unul mai activ și doi mai azi la început. Este deja cât colosat. Nu o să mai lucreze. Deci nu toți oameni sunt activi. Și deja la sfârșitul lunii, compania se uită ce venit a avut din publicitate și calculează cât o să fie prețul la un punct. Și deja aici, la direcția aceasta, o să apară valoarea în dolari pentru punctele acestea. Deci la sfârșitul lunii se face calcul și la începutul lunii următoare ideea trebuie să fie plata. Deci odată pe lună se face plata, nu se face mai multe ori. Deci minimum de la 5 dolari scos. C-
cam atât ce am vrut să spun. Nu uitați să faceți subscribe la canalul meu ca să fiți la curent cu alte video. Numai bine!